Vreau să fac niște completări la videoclipul anterior în care am răspuns la această întrebare și să vă spun că definiția din lege a benzii de urgență permite staționarea autovehiculor defecte pe banda de urgență. Atenție! Doar dacă sunt defecte, nu oprești tu acolo să te odihnești puțin că ești obosit sau să fumezi o țigară, nu. Dar dacă ai o defecțiune, așa cum spune și domnul din întrebare, adică ai pană, ai dreptul conform legii să ocupi banda de urgență. Acum, pentru că la fel, întrebarea spunea dacă trebuie să sunăm la 112. Păi, la fel vă spun, nu sun la 112 doar pentru o pană, ci doar dacă ai suferit o defecțiune gravă și poți să fii un pericol pentru ceilalți participanți la trafic. Dar poliția nu are tractări sau, cum a spus cineva într-un comentariu de la acea postare, poliția nu-ți dă numere de telefon de la firmele de transport, că poliția nu face bișniță cu astfel de telefoane și nu este ghișeu de informații la 112. Sun tu, dacă auzi pe internet, chem platforma să vină să te ia, timp în care ai dreptul să ocupi banda de urgență dacă nu te poți deplasa mai departe. Desigur că dacă este o defecțiune minoră, cum am avut eu, că mi s-a întâmplat și mie, da? Îmi ferbea motorul și mă opream din 5 în 5 km să completez cu apă la motor. Ce trebuia să fac? Să sun la 112 mereu, domnule, mai trimiteți un echipaj să-mi completeze la motor. Nu. Am tras pe dreapta pe banda de urgență, 5 minute, 6 minute, cât a fost nevoie, am așteptat să răcească motorul, am completat cu apă și am mers mai departe. Bineînțeles că nu o să stăm pe banda de urgență, să schimbăm garnitura de chiuloasă sau să schimbăm uleiul sau cine știe ce defecțiuni complicate mai avem noi atunci, așteptăm să vină platforma să ne ia și să o ducem de acolo, dar în acest timp avem voie să ocupăm banda de urgență. Desigur că e periculos și nu este recomandat, da? Să schimbi roata având fundul pe banda 1 autostrăzii. Trebuie să te iei măsuri, să pui triunghi reflectorizant, să nu lași pasagerii să stea cu fundul pe balustradă, să spargă semințe, să nu te agiți la telefon și să traversezi de pe banda 1 pe banda 2 și să fii un pericol. Asta este cu totul și cu totul altceva. Eu mă refeream strict la prevederile legale și la posibilitatea de a ocupa banda de urgență dacă ai o defecțiune și desigur spuneam că nu sunăm la 112 pentru o pană de cauciuc. Singurul lucru pe care vreau să-l corectez este acel exemplu cu statul la ocazie să mergi să schimbi roata de rezervă, dar într-adevăr trebuia să intru un pic în detalii pentru că nu m-am referit neapărat să stai cu roata la sub braț și să faci cu ia mă nene, mă referam la faptul că poți să fii ajutat de alți participanți la trafic să schimbi roata, poate n-ai cheie sau poate îți dă cineva o roată de rezervă, da? Și poți să primești acest ajutor și vă spun treaba asta din proprie experiență. Și mie mi s-a întâmplat, da, să împice turbo și am fost luat la ocazie de cineva care avea o platformă și a trecut pe lângă mine. Nu știu dacă m-a văzut și înainte pe Waze că sunt defect pe partea dreaptă, dar persoana respectivă a oprit, m-a tractat și într-o jumătate de oră am părăsit partea carosabilă fără să mă expun la pericole și fără să mă mai prindă noaptea pe acel sector de drum periculos. Dacă știți și voi că dacă ți s-a dus turbo, nu poți să mai mergi mai departe deloc. Și la asta mă refeream eu, că poți să fii ajutat de alți participanți la trafic. Acum, n-a fost cea mai fericită comparație, desigur, recunosc treaba asta, dar nu schimbă cu nimic răspunsul la întrebarea domnului din videoclipul anterior, pe care o vedeți și acum pe ecran. Nu sunați la 112 pentru lucruri minore. 112 este doar pentru urgențe și doar când sunteți într-o stare de pericol. Da? Dacă am rămas în pană pe autostradă, trebuie să sun la 112 și să anunț? Păi dacă te referi la pana de cauciuc, nu sun la 112 pentru că ai posibilitatea să tragi pe dreapta pe banda de urgență. Schimbi roata, dacă n-ai rezervă, te duci la ocazie în prima localitate, o repari, te întorci și schimbi roata, bineînțeles, după ce ai semnalizat poziția mașinii cu triunghiuri reflectorizante. La fel, dacă îți bate ceva la mașină sau curge ulei sau o situație care nu prezintă o stare de pericol pentru ceilalți participanți la trafic, nu sun la 112, ci tragi pe banda de urgență, că de aia se numește bandă de urgență, încerci să remediezi această problemă, dacă nu poți,
chem platforma, dar nu sun la 112. În schimb, dacă există riscul să ia foc mașina, s-a rămas blocat pe banda 1 ori pe banda 2 și se poate provoca un accident de circulație și această situație este una de urgență care nu suferă amânare, atunci avem această posibilitate și suntem obligați să sunăm la 112 și să cerem sprijin. Dar trebuie să fim foarte atenți și să nu apelăm la urgențe pentru situații banale.